Acum cu George, da, avem niște proiecte în comun, avem și proiecte separate, deci om trăi și om vedea. Te-am întrebat pentru că știu că proiectele cu Silviu Prigoană nu au mers atât de bine în perioada aceea. Și... Ba da, au mers. Aici vreau să te contrazic. Știu că la un moment dat ori ai ieșit tu din proiect, ori ceva s-a întâmplat. Aia da, că ceva s-a întâmplat -am referit. și am ieșit din proiect. Asta dacă noi referit. de câte ori ne că nu certam, înțeles, da, trebuia să ies din proiect. Dar sunt mândră de mine. Uite, de exemplu, am ridicat de la o audiență sub nivelul mării și cu datorii, care ajunseseră să ducă o stație de televiziune în faliment, am ridicat-o și am pus-o pe profit. E vorba de Edno TV. Uh -huh. Am înființat revista Taifasuri, care funcționează și acum, și pe care eu am făcut-o și mi-aparține ca și concept. Mai te ocupi de ea? Nu mă mai ocup de ea, pentru că a rămas în portofoliul fostului meu soț, uh -huh. ca să salvez angajații, pentru că adusesem foarte mulți cunoscuți din presă. Și ca să nu fie dați afară, în momentul în care noi ne-am despărțit, am renunțat eu la partea mea de acțiuni și uh, mi-am văzut de treabă. Am făcut o revistă asemănătoare care și aia a funcționat foarte mulți ani până când presa a scris să n-a mai fost tipărită pe hârtie.